Credincioșii parohiei brașovene Tohanu Vechi II au primit astăzi binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Siluan Athonitul în prezența autorităților locale și a multor credincioși din parohie și din orașul Zărnești. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii ai grupului Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un diacon și un preot pe seama parohiei Copăceni. În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Ardealului le-a explicat credincioșilor simbolismul Săptămânii Luminate. Suntem astăzi în a treia zi a Sfintelor Paști, sărbătoare care se prelungește până astăzi și va fi în continuare până duminica viitoare în cadrul acestei săptămâni minunate, rânduite de biserică și numită Săptămâna Luminată. După ce s-a încheiat pregătirea noastră spirituală, călătoria noastră cu Hristos, 40 de zile prin nevoința apostolului, am urcat în săptămâna Sfintelor Pătimiri pe dealul Golgotei, am stat împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos când a fost pus în mormânt, dar ne-a și bucurat de învierea sa. Săptămâna aceasta luminată este rânduită de biserică tocmai pentru ca să continue, dar și să echilibreze pregătirea noastră spirituală, să ne putem împărtăși cu adevărat de cea mai mare minune întâmplată în istorie, învierea Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi și pentru a noastră mântuire. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Laurențiu i-a acordat colonelului în retragere Sorin Silviu Bălașescu Ordinul Mitropolit Ioan Mesianu. În continuare a fost pomenit preotul George Laurențiu Bota, ctitorul bisericii, la un an de la trecerea sa la Domnul. Tot astăzi, ierarhul a sfințit piatra de temelie pentru o nouă capelă mortoară în parohia Tohanu Vechi I și a sfințit crucea, ce a fost așezată pe turla bisericii parohiei Râșnov V, aflată în construcție.